Cum ne alegem o școală de șoferi? Este foarte important să facem asta, iar și am vorbit cu sute de femei. Și legat de rezultatul lor, da, ele spuneau că au avut și instructori care nu neapărat au fost buni pedagogi. Deci partea pedagogică. Da, da. Uh-huh. Adică fie nu au știut să explice, fie chiar, pot să zic, de-a dreptul nu și-au făcut treaba. Adică au considerat elevul ca un fel de, nu știu, cărăuș, ceva de genul ăsta, uh-huh. Și au evitat să explice așa ca la carte, adică să ia ușor. O femeie mi-a zis că a fost pentru ea foarte greu și dificil, pentru că de la prima întâlnire a băgat-o deja în trafic și mi se pare că este nevoie de o perioadă de cunoaștere a mașinii, de adaptare, de cunoașterea a cum funcționează și după aia, pas cu pas, adică e nevoie de o expunere progresivă. Da? Da.